ca de obicei, vacanța de vară este una activă pentru Juvenil Brașov, clubul sportiv specializat în volei feminin și care se preocupă neîncetat de atragerea tinerelor vlăstare în procesul de îndrumare, instruire și formarea acestora în vederea atingerii performanței sportive. Sport Club Juvenil este un club cu tradiție în Brașov, un club de volei pentru fete. Ați văzut că astăzi, în această sală de sport, Nicolae Titulescu, avem o activitate foarte intensă. Scopul clubului nostru este să consolidăm sănătatea sportivilor, a copiilor, a fetițelor și să dezvoltăm sănătos, pentru că corpul copilului și viața copilului trebuie să aibă o sănătate foarte bună. Totodată contribuim la socializarea lor. Mă mai ocup în acest club și de psihopedagogia și nu neglijez performanța, creând valori pentru loturile naționale. Vacanța de vară așadar este poate cel mai bun prilej pentru copii în alegerea acestei discipline sportive, iar dacă mentorii lor sunt și adevărați profesioniști, succesul va fi garantat. Este un lucru foarte bun și un lucru foarte plăcut să vii să faci volei și să ai în activitate copii de mare valoare. Suntem antrenori cu o pregătire foarte bună și ne dăm silința pentru a învăța copiii și pentru a le da tot ceea ce au nevoie. Sala de sport a Colegiului Nicolae Titulescu din Brașov este locația care în fiecare zi, începând cu ora 9 și 30 de minute, găzduiește antrenamentele pe care specialiștii de la Juvenil Brașov le rezervă celor patru grupe de vârstă: inițiere, avansați, minivolei și speranțe. Acestea din urmă au deja vechime, se poate spune, și asta pentru că au cunoscut deja atmosfera jocurilor din cadrul campionatului național. Sport Club Juvenil este un club foarte organizat, bine organizat, care ne ajută foarte mult să facem performanță. Și la antrenamente ne simțim foarte bine. Sunt mulțumită la Sport Club Juvenil pentru că aici am toate condițiile să fac performanță. Fac volei de mulți ani la Sport Club Juvenil și sunt mulțumită de condițiile pe care le-am întâlnit aici și vreau să continui acest sport alături de antrenorii aceștia și să ajung o mare voleibalistă. În ceea ce privește fetițele care fac primii pași în volei la Juvenil Brașov, numărul lor este impresionant, dar nu este limitat. Și asta pentru că ușile sălii de sport de la Colegiul Nicolae Titulescu sunt în permanență deschise. Numele meu este Casey și sunt din Canada și îmi place volei aici. Mie îmi place foarte mult să fac volei pentru că te dezvolți bine și cine vrea să facă volei să vină la acest club. Pentru că e foarte fain și vreau să fac volei până când ajung la lotul național. Am venit la volei că m-a atras și că am vrut și îmi place mult la volei și vreau să fac în continuare. Îmi place mult și am acest sport, am ales acest sport deoarece am auzit că este un sport frumos de echipă în care ne ajută să colaborăm cu ceilalți oameni, să învățăm cum este munca de echipă și îmi place foarte mult la volei și sper să mă țin cât mai mult de acest sport. La volei am venit împreună cu două colegi. La început am zis că nu o să fie fain, dar acum chiar îmi place foarte mult. Învățăm lucruri noi, putem să ne dezvoltăm, că ne antrenează. E bine să mai faci cât de sport. La fiecare antrenament dăm pase, ne jucăm cu mingea și facem ștafete. Și mama mea a făcut volei câțiva ani și am vrut să încerc și eu. Crezi că vei reuși? Da. Sunt la volei de un an de zile. Îmi place foarte mult și mă bucur că am venit la acest club. Păi e frumos pentru că te face să fii, cum îi zice, mai înaltă și să fii mai puțin deasupra tuturor. Sport Club Juvenil ne-a învățat foarte multe lucruri, iar eu le recomand toate. Le recomand fetelor să vină aici pentru că o să învețe multe chestii. Clubul Juvenil este un club de performanță unde se practică foarte mult sport și sunt mândră că sunt la acest club și vreau să ajung o jucătoare de performanță. Îmi place mult și le recomand fetelor să vină, mai multe fete să vină aici. Juvenil!